Faptele Apostolilor. Capitolul 22. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Cilicii, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsit. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martur față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis: Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, marturul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis: Du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărân în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis: Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel: Spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis: Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.
A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.